Ce sunt virusurile? Toți am devenit virusologi de când cu această boală, această pandemie. Un mic dușman de 10.000 de ori mai mic ca milimetru să ne facă atâta necaz. Virusurile există de când există și viață. Chiar sunt încadrabile uh, variabil în a fi sau nu fi vii atunci când vedem că nu au metabolism, nu se pot reproduce singuri, ci trebuie să, fie, trebuie să fie nu reproduse, ci replicate. Care se bazează doar pe mutații și hibridizări. Sunt virusuri care au material genetic fragmentat, cum este virusul gripal, și, în cazul infecției uh, unor celule cu două virusuri, ele pot schimba ca și cum ar schimba cromozomi. Este, din acest punct de vedere, foarte interesant. Virusuri sunt mai multe la bacterii. Dacă le punem uh, cap la cap, ieșim din uh, interiorul galaxiei, ajungem dincolo de următoarea galaxie de Andromeda în clusterul care ne ne încadrează 100 de milioane de ani lumină, atâtea ar însemna virusurile numai bacteriofage puse cap la cap. Am zis bacteriofage. Bacteriile au virusuri. Mai multe decât plantele, iar plantele au virusurile mai multe decât animalele. Animalele au un sistem imunitar și puține virusuri au reușit să l penetreze, dar au avut timp. Sunt milioane de ani de când a apărut heterotrofia, a apărut ideea unuia de a-l mânca pe altul și atunci virusul s-a adaptat și pe animale. Mai simple, mai complicate, virusurile plantelor sunt de regulă mai simple, celor de cele de la animale sunt, din cauza existenței sistemului imunitar, mai complexe. Unele au material genetic ca acid ribonucleic, altele ribonucleic, așa cum este în general în viață. Materialul genetic este ADN-ul arn este folosit ca mesager al informației către sinteza proteică, în general. Virusurile folosesc ARN-ul și ca material genetic de informație, cum este cazul coronavirusului, care, între virusurile ARN, este dintre cele mai complexe, dezvoltate și mari. E chiar mare. E un virus chiar mare. Altfel, mic, din punctul nostru de vedere, cum spuneam. 100 de nan nanometri înseamnă foarte puțin. Înseamnă a 10-a parte dintr-un micrometru, a 10.000-a 10 parte dintr-un milimetru, cum vă spuneam anterior. Virusurile sunt uh, capabile să se modifice foarte rapid și din perspectiva simplității, dar și a intervalului mic între, micro, între generații. M-am oprit... Fiindcă aud o sinfonie a mascurilor de rana, de broaște, mă bucură prezența lor. Natura renaște. Natura renaște atunci când noi o lăsăm: atunci când noi ne speriem și ne ascundem în case, când ne retragem în, în, în bărlog și lăsăm bunurile de lux, bunuri care generează poluare, sperietură la animale, le lăsăm puțin deoparte. Și ascultăm glasul naturii. Cum ar fi dacă am dispărea? Pentru natură, o soluție interesantă. Pentru noi, dacă nu învățăm să fim sustenabili, o să constituim în continuare încărcătură pentru ea. Și lăsând această divagație, continui despre acest virus, despre coronavirus. El are originea probabil într-un liliac, sau cel mai probabil într-un liliac. De acolo au fost, însă, selecționat fie pe căi naturale, s-a adaptat pe om, undeva într-o piață de animale vii din Hunan, se numește din Wuhan, China, în centrul Chinei, acolo unde nu prea se mănâncă lilieci, și întâmplător, la data respectivă, nu erau lilieci la vânzare. Centrul Chinei nu mănâncă ca în Sud. Sudul este specializat în uh, diete ciudate pangolini, civete, câini pisici și alte vietăți pe care noi nu suntem obișnuiți să le mâncăm. Altfel, mâncăm și noi animale. Mi se pare firesc să mâncăm porcul, mi se pare firesc să facă gălăgie când moare, dar ceea ce fac ei este pentru noi cel puțin nefiresc și ne expune. Asta dacă cumva a ajuns virusul pe cale naturală la om. Dacă o fi fost scăpat dintr-un laborator tot în Wuhan, acolo unde este concentrată industria farmaceutică, acolo unde în centrul Chinei este și un institut de virusologie cel mai mare din China și care are un laborator Biosecurity Level 4 sau nivel de securitate 4, care manipulează coronavirus, coronavirusul de, de, prin 2013-2014, alții zic 2007, mă rog, care manipulează coronavirusuri de origine de liliac, și nu este imposibil ca un liliac de experiență să fie ajuns și în piață, să fi ajuns și în ciorbă sau să fie ajuns virusul să infecteze un operator de acolo, că tot se aude că ar fi murit o fată din acel institut, din acel laborator de biosecuritate în mod suspect în decembrie de pneumonie. Cert e că Trebuie să facem imunitate pentru acest nou dușman, fiindcă nou fiind, trebuie să facem toți imunitate, nu numai unii, și suntem toți rece, receptivi, nu numai 10%, ca în cazul gripei de anul ăsta modificate față de cea de anul trecut. Dacă nu s-ar fi modificat, rămâneam 1% la gripă, dar s-a modificat. Ei bine, corona asta este nou pentru toată lumea, toți vom face o infecție, majoritatea însă inaparentă, și în felul acesta e virusul va trece prin populația noastră și datorită capacității de a produce infecții inaparente, ca și în cazul gripei, va rămâne cu noi multă vreme. Vaccinul normal se face într-un an jumate, dar având în vedere cererea foarte mare și perspectiva financiară foarte importantă pentru un producător de a vinde așa ceva, eu sunt convins că la toamnă vom avea vaccin. Vă spune asta un veterinar care știe că în uh, lumea asta a producției de vaccin se pot tăia și etape, se pot scurta uh, perioade și se poate obține și mai repede un vaccin atunci când există cerere și interes. Sunt mai mult de 100 de laboratoare la nivel mondial care fac, uh, se, sunt implicate în acest proces. Pe lista asta figurează și un laborator de la Timișoara. Însă, Probabil că undeva în Asia, acolo unde lucrurile sunt foarte avansate, este posibil să apară mai repede vaccinul, mai ales că limitele pe testarea pe maimuțe și pe oameni sunt mult mai ușor de trecut atunci când te afli în Asia, decât atunci când ești într-o țară europeană, unde drepturile fundamentale ale animalelor ne-au lăsat fără maimuțe de experiență, unde drepturile fundamentale ale omului obligă să selectezi cu mare discernământ potențialii subiecti pentru a testa un vaccin, și mai mult ai o foarte mare problemă în momentul în care decizi ca pe cel testat să-l infectezi cu virusul de stradă. Aici este o, alte, o altă mare problemă, și în mod normal se așteaptă ca acel om vaccinat experimental să-și parcurgă viața de zi cu zi riscul infecțios, dar să nu-l infectezi tu, că asta este total neumanitar. E, prin Asia lucrurile sunt privite mai simplu și în consecință ne așteptăm ca să vină vaccinul de acolo mai repede. Undeva în toamnă. În ceea ce privește mijlocul de diagnostic, mijloacele de diagnostice, toată lumea s-a supărat pe faptul că autoritățile, inclusiv americane, nu au reușit să testeze mai repede populația. Testarea în cazul acestei infecții este o testare de antigen și în general testările de antigen sunt foarte laborioase. Antigen viral. Dacă vrei să testezi un antigen bacterian, e simplu. Bacteria e mare. Dacă virusul e cât un telefon mobil, bacteria este cât un porbagaj și o celulă umană cât o mașină. Ei bine, Testarea de antigen viral, cum spuneam, este mai dificilă, iar dacă vrei să ai siguranță, trebuie să testezi materialul genetic viral, fiindcă proteine de suprafață ale virusului sunt multe și uneori pot da reacții crucișate, fiindcă se mai împrumută între ele ideile de construcții proteice. Mare parte din proteine se autoconstruiesc, dar asta este un alt subiect, nu vreau să intru în detaliu. Ei bine... Testarea de material genetic, anumiți codoni specifici pentru virusul, pentru virusul Corona, 2 sau 3, sunt disponibili pentru testul PCR sau, sau de polimerază. O reacție în lanț de polimerază în care puțin ARN este pus la încălzit, la într-un termostat, este hrănit cu baze nucleice și se multiplică în miliarde de copii de ADN pe care le identifici cu un marker. Și, bineînțeles, cu un buffer sau cu o soluție uh, care îl, îl revelatoare, cu un revelator, nu un buffer, mai corect spus. Și, în consecință, să ai revelatorul, să multiplici acest ARN și să-ți dea o reacție care să fie pozitivă sau negativă, sigur pozitivă sau negativă, nu e simplu, ține de operator, ține de talent, ține de, de uh, aparatură. Acum a apărut aparaturi, aparatură, m, câteva concerne americane și europene, unul mare cunoscut în Europa și unul în America, au făcut o aparatură rapidă ca o tabletă în care tu introduci, uh, introduci în, uh, în acel aparat, introduci uh, proba și în câteva zeci de minute se face și incubația și proliferarea de acid nucleic și revelarea și, bineînțeles, identificarea. Se pregătesc aceste aparate să se vândă. Se pregătesc aparatele de a identifica însă și alte soluții de diagnosticare. De ce? Infecția în ziua 0, în ziua 7 de regulă apare prima simptom, primul simptom sau simptomatologia, de prin zi, ziua 5 se elimină virus. Prin ziua 12-13 ești în plină, plină simptomatologie și înainte de ziua 14 când începe, dacă este să înceapă cea pulmonară, virusul se ascunde și nu mai apare. Iar la PCR tu nu mai găsești ARN. Începe însă să apară producția de anticorpi. Și atunci ai posibilitatea ca să identifici anticorpii. Asta este un test logic foarte simplu. Seamănă cu testul Barza, care îl cumpărați de la farmacie și multe alte teste serologice ieftine, 1-2 dolari bucata, care înseamnă identificarea printr-o bandă de, de precipitare a anticorpilor antivirali specifici. Bine, anticorpii pot să fie și alți de la alți corona și pentru asta testul trebuie să fie cât mai, cât mai exact. Anticorpii pot să fie și de la altceva sau false reacții pozitive. Când ai două dungi, înseamnă că ai și martorul și anticorpul, adică ai făcut și bine testul, ai martorul și ai, ai găsit și anticorpii, asta înseamnă că a, fost, a existat infecție. În consecință, co coroborarea testării de antigen cu testarea de anticorp este o soluție din ce în ce mai înțeleasă, folosită. Antigelul ai numai la începutul perioadei de infecție și a bolii, anticorpul nu l-ai atunci, anticorpul ai după aceea când nu mai ai antigenul. În consecință, îți vine un om care tușește, el nu mai scoate antigen, fiindcă ceea ce are în plămân este un teatru de război în care virusul și-a făcut treaba. Mai mult, recoltarea din exudatul nazofaringian îți dă proliferarea existența virusului în acea zonă. Dar dacă virusul a trecut de poarta primară, care e nazofaringiană, și trece în cea pulmonară, în zonă, în plămân, acolo, de acolo nu mai apare decât dacă faci un lavaj bronhoalveolar. Ceea ce nu e simplu și nu mă spitalicesc să faci lavajul ăsta, nu poți să-l faci pe stradă sau într-un cabinet oarecare. În consecință, în consecință, testarea este importantă, însă este foarte important ca dumneavoastră să înțelegeți cât este de dificilă nu iau parte autorităților, ci pur și simplu vă explic că nu este simplu și trebuie să ne conformăm. Dacă au spus deocamdată să stăm în casă și să așteptăm, îi lăsăm să se organizeze, să testeze, îi lăsăm să treacă primul val de infecții prin sistemul spitalicesc, să vadă și spitalele cum funcționează și în momentul în care se va putea, vom ieși atunci când autoritățile decid progresiv la muncă. Până atunci, stați acasă! că acest virus rămâne cu noi, va rămâne multă vreme cu noi și când spun multă nu mă refer la ani, ci la decade. Prin vaccinare vom permanentiza infecția și în general în medicina veterinară se scoate vaccinarea tocmai din cauza că se dorește stamping out, eliminarea patogenului. Tăiem tot, omorâm tot ca la pesta porcină africană, că puteau face și la pesta africană vaccin. Dar nu, tăiem tot, omorâm tot, scoatem, oprim virusul de peste porcina africană. Noi, la oameni, nu putem face acest lucru. În consecință, vom rămâne cu virusul, vom rămâne, însă vom avea vaccin. Vaccinurile de corona sunt vaccinuri dificile, sunt vaccinuri care realizează o imunitate variabilă și care au o patogenicitate pe indivizi ca și virusul variabilă. Este greu. Să, va, să produce un vaccin care să se potrivească și bebelușului și, și octogenarului. În consecință, nu e simplu, dar sunt foarte mulți factori implicați și anul ăsta, în toamnă, vom avea vaccin. Că va fi nevoie, emisfera nordică este emisfera bogată și populată a lumii. Emisfera care, populea, care poluează, emisfera care este interesată și 80% din banii la nivel mondial sunt în emisfera nordică. Și zodiile au apărut în emisfera nordică din cauza că este mai populată. 3, 4, canalele de zodia În consecință, vom avea vaccin în toamnă, ne vom vaccina progresiv, grupele de risc într-o măsură mai mare și progresiv și cei cu, cu, cu risc mai mic, ca de exemplu copiii. Virusul însă poate, poate în lupta de supraviețuire, poate să se modifice. Nu ne așteptăm să se modifice cum se modifică cel gripal. Însă ne așteptăm să se modifice ca orice virus. Cum de altfel s-a și modificat dintr-un virus animal să ajungă un virus uman. În consecință, predicția mea este, vom avea tratament în curând, tratament care va funcționa, medicația antivirală va evolua așa cum a explodat cea antibacteriană, sunt tot antibiotice, Antibiotice antivirale, antibiotice antibacteriene. Le putem numi antibiotice, liniștiți, fiindcă vor apărea foarte multe, și care vor reu reuși să ducă uh, simpto nu simptomatologia, ci tratamentul la un nivel de suportabilitate. Iar uh, vaccinul, cum spuneam, mă aștept ca în toamnă să apară. Sunt foarte mulți implicați, peste 100 de laboratoare și. Eu mizez, nu mizez. Cred însă că un laborator din Asia, probabil China, va fi primul care va prezenta vaccin. Deja se fac teste, teste umane mai ușor de făcut în Asia, teste pe maimuțe mai ușor de făcut în Asia și avansul științific asupra, asupra acestor virusuri este mai mare în Africa. Să nu uităm că și cartografia acestui virus a apărut undeva la început de februarie din China. După care laboratorul a fost închis. N-a mai transmis nimic. Sunt perspective uh, pozitive, uh, dar toți vom fi cumva pozitivi, fie prin vaccinare, fie prin infecție, în anul 2020 sau 2021.